mulțumesc, domnule ambasador, domnule ministru, domnilor deputați, doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt foarte bucuros că vă văd aici cu ocazia acestei întâlniri. Comunitatea românească din Istanbul este prima adunare pe care o întâlnesc în această vizită de stat și nu este o întâmplare. Am dorit să vă întâlnesc. Încep astăzi o vizită oficială în Turcia, vizită oficială în cadrul căreia mă voi întâlni în afară de dumneavoastră, desigur, cu președintele Erdogan, cu prim-ministrul Davutoglu, cu președintele Marii Adunări Naționale și cu alți oficiali din Turcia. O vizită care este foarte importantă pentru noi, sper și pentru partenerii noștri turci. După cum poate știți, România și Turcia au un parteneriat strategic și dorim să dezvoltăm în continuare acest parteneriat. Parte din această relație specială între România și Turcia sunteți dumneavoastră, românii care, din vari motive, ați decis să trăiți aici, în Istanbul sau oriunde în Turcia. Este un lucru foarte bun pentru România că vă avem. Cum este un lucru foarte bun pentru noi că avem o minoritate care poate fi considerată minoritatea care reprezintă Turcia sau minoritățile turcă și turco-tătară, care creează ceva foarte special, creează o legătură, un pod între cele două țări. Acest pod nu este unul nou. Între țările noastre, de multă vreme, există legături foarte bune, legături care s-au realizat și la nivel instituțional, dar și la nivel personal, s-au realizat în zona economică, dar în același fel și în zona culturală. Toate acestea ne fac să credem că România și Turcia pot construi împreună în continuare foarte multe lucruri bune. După cum, din păcate, știm cu toții, astăzi este o zi neagră pentru Uniunea Europeană. Bruxelles-ul a fost sub atac terorist. Uniunea Europeană este sub atac terorist și, din păcate, și Turcia a fost sub atac terorist. Aceste lucruri ne arată că terorismul este prezent peste tot în civilizație. Aceste lucruri, din păcate, ne arată că problemele lumii sunt departe de a fi rezolvate, dar acolo unde putem să intervenim noi, cu prietenia între țări, cu solidaritatea între noi, avem o șansă foarte bună să rezolvăm aceste probleme. Solidaritate este probabil cuvântul care se potrivește cel mai bine în această situație, și cred că toată lumea a rămas îndurerată, impresionată și când am avut acele atacuri în Istanbul, în Ankara, în Paris și astăzi, din nefericire, în Bruxelles. Acestor atacuri trebuie să le contrapunem dorința noastră de pace, dorința noastră de colaborare, solidaritatea noastră în rezolvarea marilor probleme cu care ne confruntăm în regiunea în care trăim și noi românii și turcii. Sunt probleme cunoscute. Este vorba, sigur, de problema terorismului,
problema migrației, problema războiului din Siria și multe alte probleme care, din păcate, ne rețin atenția mai mult decât am fi dorit ca aceste probleme să o facă. Nu vreau să închei într-o notă pesimistă. Am toată încrederea că împreună cu partenerii noștri vom birui. Vom ajunge să rezolvăm aceste probleme și dacă ne reîntoarcem privirea spre chestiunile noastre foarte apropiate între România și Turcia, dumneavoastră sunteți ambasadorii noștri și vă mulțumesc!